Echipa de rugby Steaua București a dispus sâmbătă 23 noiembrie pe teren propriu de rivala Dinamo București cu scorul de 22 la 17. Meciul a contat pentru etapa a 6 a șasea grupei B din cadrul Cupei României. Pe un fric pătrunzător, elevii lui Dănuț Dumbravă au dominat meciul în totalitate și, în ciuda faptului că Dinamo a condus la început cu 3 la 0, nu au avut nicio clipă emoții că nu vor obține victoria. Pentru Steaua au punctat Porojan 10 puncte din 2 eseuri, Play 2 puncte, Arvinte și Bunariu fiecare reușind câte un eseu. Meciul de azi a fost unul foarte bun pentru noi o victorie cu Dinamo este întotdeauna binevenită. Felicitări băieților, mai ales tinerilor care ne-au ajutat astăzi. Și mergem înainte, avem o final de pregătit, mai avem două săptămâni și sperăm să facem o imagine bună și acolo. În urma acestui succes, Steaua încheie grupa B pe primul loc și se califică în finala Cupei României, care va avea loc pe 7 decembrie de la ora 12 la Brașov. Pentru câștigarea trofeului, Steaua București va lupta cu Timișoara Sarasans. Într-adevăr a fost un meci dificil, mai ales din cauza vremii, pentru că a fost foarte, foarte frig. Dar obiectivul l-am îndeplinit, am câștigat toate meciurile din grupă și ne-am calificat într-o finală bine meritată. Întâlnim o echipă foarte puternică, o echipă care își dorește să facă performanță. O să fie un meci echilibrat. Important este să fim sănătoși și să ne strângem puterile pentru a câștiga un trofeu.